vreau să-mi spuneți în primul rând în ce constă evenimentul de astăzi. Ok, evenimentul de astăzi este demararea campaniei Stay Fit, It's a Lifestyle, și ne adresăm tuturor oamenilor din România. Vrem să facă mișcare, vrem să aibă o alimentație corectă și sănătoasă și o gândire pozitivă. Am vrut să marcăm acest eveniment printr-un nou record al lui Călin și despre asta o să vă spună el. Voi face un antrenament de cardio în care voi slăbi 3 kg în 45 de minute. Cum ați început voi colaborarea asta? Cum v-ați găsit? Călin era unul dintre prietenii mei și mi-a aruncat această provocare. Vino la mine la sală, îți garantez că în 20 de zile vei slăbi 10 kg cu alimentație sănătoasă, naturală, 100% și cu sport. Pentru că fără sport nu puteți rămâne în formă, nu puteți rămâne frumoși, nu puteți avea tonus. Deci sport, mișcare și mâncare sănătoasă. Crezi că astăzi reușești să-ți bați propriul record? Hai să o să vedeți. Hai să-i dăm drum. Da. Cum v-ați implicat în această campanie? Susțin campania Nelina Stase. E o campanie care promovează sportul pentru toți și recomand tuturor, în primul rând că mișcarea și sportul înseamnă viață și sănătate. Ne învață să gândim mult mai bine și pur și simplu oferă foarte multe. Eleganță, perseverență, optimism. Salut, Liviu! Ar trebui să spun bună dimineața, Dana, e un eveniment de după amiază. Da, eu și eu. Bună dimineața, am spus rar. Bună seara, spun mai des. Ai pe zile un program, ce lucrezi, cum lucrezi? Lucrez două grupe de mușchi pe zi, pentru că fac 3 zile pe săptămână, din păcate. Și acum am început să fac și cycling o dată pe săptămână. Tu ți-ai impus vreodată un record, domne, vreau să arăt nu știu cum, să am pătrățelele nu știu cui sau... Nu, pătrățelele astea cu... Se arăt într-un fel, adică să nu... Știi că un bărbat dezbrăcat e groaznic, o femeie dezbrăcată e minunată. Singurul record pe care am vrut să-l dobor a fost să împing la piept, costă 120. Încă n-am ajuns să fac o bidicăr, dar cam ăsta e recordul meu. Călin, am trecut proba cântarului, vreau să-mi spui cum te simți acum. Mă simt foarte bine, după cum ați văzut. Am făcut un efort care orice om poate să facă, numai că trebuie să știm cum să ne alimentăm, cum să ne facem mod de viață, cum să ne îmbrăcăm. Totul pleacă de la educație, disciplină, dar noi nu avem chestia asta și din cauza asta par eu deosebit față de alții. Dar oricine poate să ajungă la limitele mele.